Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi suntem împreună cu Ana Nicolescu, blogărița Mămica Urbană, și încercăm să aflăm cum ar fi bine să-i arătăm copilului nostru dragostea, cum îi arătăm că îl iubim. Cred că, în primul rând, să avem o relație de cuplu armonioasă, pentru că ei ne imită foarte mult, copiii, și atunci când văd că noi oferim dragoste, oferim acceptare, empatie și compasiune, atunci și ei vor ști la rândul lor să ne ofere nouă dragoste. Și ei se vor raporta în timp, și acum și când sunt mari, se vor raporta la modelul nostru de iubire. Deci atunci când vor fi și ei Și când vor fi în cuplu, vor căuta cam aceeași... Ce-au văzut cam același tip de relație pe care l-au văzut acasă. Bun, până să ajungă micuțul nostru în cuplu, mă gândeam, noi ar trebui să iubim necondiționat. Și când fac trăznăi, și când sunt de lăudat. Deci eu așa zic, ar trebui să ne iubim copiii cu bune și cu rele, pentru că nimeni nu e perfect, nici noi nu suntem perfecți, nici copiii noștri. Îi iubim necondiționat, Ana? Noi cred că așa ne place să credem, că iubim necondiționat. Important e și cum simt ei că sunt iubiți. Cred că dacă am încercat să le arătăm că îi respectăm, că le iubim unicitatea și n-am încercat să-i facem foarte mult cum suntem noi, după propriul nostru model și propriile noastre rigori, cred că atunci s-ar simți acceptați și ar accepta și unicitatea și n-ar vrea să mai fie la fel ca X sau ca Y, iar când vor fi mari, lucrul ăsta va fi foarte bine, foarte pentru ei, pentru că știi, când în adolescență, când încep cu gașca să facă tot felul de lucruri care nu sunt ok pentru noi ca părinți, atunci vor avea putere să spună nu, știi, unor tentații, drogurilor, de exemplu. Știi? Da, și atunci, sunt foarte periculoase și din punctul meu de vedere. Bun, da, hai să vedem concret, Ana. Când sunt micuți și greșesc în sensul că, nu știu, s-au murdărit, au călcat intenționat, nu știu de ce au copiii toți plăcerea asta când văd prima baltă să intre în ea și să se stropească. Nu știu dacă cred că prima reacție asta e: vai, ce ai făcut, te-ai murdărit, nu pot să cred, cum ai putut să faci așa ceva? Aici cu murdăritul este și aici o discuție destul de lungă, pentru că știi că vin astea de la părinții noștri oarecum, care nu aveau detergent să spele, mașini de spălat. Da. Singură, doar să le exact, programezi. Exact. Și atunci noi am fost crescuți, aoleu, nu te murdări. Dar noi acum când luăm hainele și putem să le băgăm direct în mașina de spălat, apăsăm pe 3 butoane, o programăm să a doua zi dimineața să fie gata când ne-am trezit, doar să întindem rufele. Da, și plus că treaba asta cu apa și cu, știi, că se bălăcesc, nu numai în bălți, și la robinet acasă le place, uite așa, să stea cu mâinile ude. Joaca cu apa e o formă de terapie, știi, se face și terapie. Da. Și atunci de ce să nu ne bucurăm că ei învață prin joc? Dacă e noi e totul experimental. Și atunci, ok, s-ai sărit în bălți, hai că sar și eu cu tine. Mi-am luat cizme de cauciuc special ca să pot să sar cu Măriuca în baltă și este atât de fericită. Deci e distracția ei preferată. Și vede, deci ei oricum ar face. Ei oricum ar sări, dar știi că dacă noi le interzicem, nu face aia, fă doar lucrurile pe care ți le spun eu, ei atunci percep că sunt iubiți condiționat. Doar atunci când fac ceea ce li se spune. Apropo, dacă i-am întrebat pe copii cum se simt iubiți condiționat, necondiționat de părinți, ce crezi că ar răspunde copiii noștri? Cred că ar zice condiționat. Știi că ar zice, da, atunci ai fost rea când mi-ai zis că nu mi-ai dat acadeaua aia înainte de masă. Da, tu nu ești mama mea, că nu vrei să-mi dai, nu știu ce, să mă joc eu acum, știi? Și cred că ar zice condiționat. Serios. Eu zic un of, pentru că nici așa să-i lași să facă chiar toate prostioarele. Păi nu, că le impui oricum limite. Ok, sărim în 3 bălți, nu sărim în toate până acasă. Sau sărim în bălți doar dacă ai cizmele de cauciuc și știu că nu te uzi. Adică limitele există, nu fac orice. Deci, practic, noi ei sunt pe autostradă și noi le trasăm benzile. Dar îi lăsăm să meargă, mergem cu ei împreună, știi? Am înțeles ideea. Bun, ca o concluzie, Ana, bine ar fi copilul să simtă că este
iubit necondiționat și atunci când el mai greșește. Dar hai să vedem practic cum facem. Deci spui să ne punem cumva la mintea lui, adică trasăm regulile, dar limitele, încercăm să rămânem limitele, încercăm să rămânem în echipă cu el. Da, să rămânem în echipă cu el. Pentru ei contează foarte mult să fie văzuți și pentru noi contează lucrul ăsta. Adică dacă fetița mea văd că vrea să spună o poezie, ea mai își înflorește pe lângă, dar ea practic vrea să-mi arate ce a învățat în ziua la grădiniță. Eu dacă o întreb ce ai făcut azi la grădiniță, ea o să-mi spună nimic, nu știe de unde. Dar când în jocurile ei mai târziu cu Sofia sau Plușica sau cu nu știu ce, încearcă să spună o poezie. Sunt preferatele și Rebecca, da. Rebecca mea, da. Și atunci eu dacă îi zic, măi Măriuca, mai încet că m-ai înnebunit, eu nu pot să fac mâncare aici că mă înnebunești. Atunci ea nu se simte văzută și ea nu e. Și atunci dacă îi spun, ai învățat o poezie, ce? Mă înveți și pe mine poezia asta? Ce frumoasă e! Haide, uite, ia microfonul, un microfon imagine, ia microfonul ăsta, urcă-te pe scenă și spune-mi eu. Și o să-mi publicul tău. Și ea se simte absorbit așa și îi place. Și ție ți-ar plăcea ca adult să fie cineva interesat să vezi de tine. Să vezi că ești ascultat. Ascultat și că ești văzut și că tu contezi. Și cred că mai am putea să ne arătăm iubirea respectându-i foarte mult și tratându-i cum am tratat un adult. Adică n-am dat niciodată o palmă la fund unui adult. Adică să-l corectăm pentru un lucru, știi? Sau cel mult ea îi spune? Ea îi spune și ea îi spune, adică n-am țipat niciodată la un adult atât de tare cum țipăm la copiii noștri. Apoi ce am mai putea să facem? Să le oferim un confort emoțional foarte... Adică să nu le oferim un deșert emoțional. Toate mamele își iubesc copiii și toate mamele au treburi gospodărești. Știi, și mie mi se întâmplă când fac mâncare sau când spăl, deci fetele mele amândouă vin, nu, dă-te la o parte de aici, vino să ne jucăm. Eu ce vreau? Pentru că le iubesc, vreau să aibă hrană, nu să mănânce. Mai târziu vreau să le spăl, să fie curate. Dar eu nu mă conectez așa cu ele și ele nu simt că eu le ofer căldură, chiar dacă eu le ofer ceva funcțional. Și atunci îmi las toate treburile și pentru 5 minute mă dedic lor, mă conectez cu ele. Ele își au energia pozitivă și conectarea și se simt apreciate și iubite și așa. Și pe urmele se joacă singure, mă lasă pe mine, ok, tu poți să faci ce vrei, noi ne jucăm noi singure în continuare. Și așa le învăț să se și conecteze ele între ele, ca surori, și să coopereze. Bun. Iată, și să-i alinăm. Iată, și să-i alinăm. Și să-i alinăm, da. Știi că mulți părinți cred că dacă, în ghilimele, le suflăm în coarne, cred că îi alintăm. Dar nu, una e să alini suferința și alta este să răsfeți. Când răsfeți, atunci când ai pus o limită și tu ca părinte ai încălcat-o. Și atunci copilul nu mai știe nimic. Adică să respecti și ce spui tu și ce limite ai impus. Sau regulile impuse copilului să fie regulile în casă. Da, și să le respecte, exact, să le respecte toată lumea. Și să le oferim confort emoțional. Deci la asta cred că se... Pentru că noi părinții le modelăm creierul, morfologic le modelăm creierul și putem să facem lucruri bune pentru ei dacă noi suntem vindecați emoțional ca părinți. Dacă noi suntem liniștiți, echilibrați, relaxați. Și dacă suntem împăcați cu copilăria noastră, pentru că noi multe frustrări din copilăria noastră și neîmpliniri le răsfrângem asupra copiilor. Și atunci trebuie noi să lucrăm întâi cu noi și să ne vindecăm de rănile din copilărie, să le recunosc. E un act de foarte mare curaj și e foarte greu. Să încercăm să-i lăsăm așa, cum sunt ei, să-și creeze propria personalitate, să-și ajutăm în independența, să-și ia zborul în viață, dar să fim în preajma lor în permanență. Da. Și să-i răsfățăm cu dragoste și cu iubire, cu înțelegere. Da, cred că este cel mai frumos lucru pe care un părinte poate să-l facă pentru copilul lui. Nu este ușor, o spun și eu în calitate de mămică, oricât aș încerca să fiu mămica perfectă, nu reușesc, dar măcar putem încerca și împreună, iată, putem învăța aici la Trăiește Sănătos multe lucruri frumoase, așa că te aștept.